găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să reflectăm asupra unor teme importante ce țin de procesul de creștere și educare a copiilor noștri, în așa fel încât să facem o treabă cât mai bună ca și părinți. Sunt Dora Purel și alături de Ovi vreau să le spunem un bun venit invitațiilor noștri de azi, Rei Abrudan, pastor al Bisericii Via și doamna Cleo Mureșan, profesor în învățământul preșcolar și primar, bine ați venit! Mulțumim! Bine, invitați, bine v-am găsit! Astăzi aș vrea să abordăm un subiect sensibil, un subiect care ne dă bătăi de cap și care în generația noastră este dezbătut și foarte dezbătut în toate cercurile. Și anume vom vorbi despre disciplină și despre disciplinare. Și nu știu dacă voi ați observat lucrul acesta, dar mi se pare că cuvântul disciplină și disciplinare este puternic încărcat de nuanțe negative. Cu toate că ne dorim să avem copii care să știe să se comporte în toate contextele și să fie educați și manierați, fugim de acest cuvânt, disciplină, disciplinare. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta? Sau ce înseamnă, de fapt, disciplină și cum de am ajuns să îl tratăm în felul acesta, să fugim de el? Cred că, în primul rând, este conotația din capul nostru. Disciplina nu este violență, nu este agresivitate. Cumva punem o semn egal între disciplină și ceva dureros, ceva ce te agresează într-un fel. Sau îți restrânge limitele și area de desfășurare, da, cumva. Când, culmea, în alte domenii, cuvântul disciplină nu mai dă aceeași, nu mai are același impact. Vorbind de sportivi, disciplina este la ea acasă. Fără disciplină n-ai nicio șansă să, n-ai performanță, să performezi într-un domeniu sau altul. Și atunci, culmea, acolo disciplina este înțeleasă bine. Când vine vorba de creșterea copiilor, disciplina are conotația asta negativă de care ziceai. Și asta cred că e primul lucru care trebuie să ne-l reglăm în minte. A disciplina nu este un lucru negativ. Este, de fapt, am putea spune așa, disciplina este un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic și conștient în vederea formării și dezvoltării fizice, intelectuale, morale și spirituale a copilului. Un ansamblu de măsuri pe care le aplici sistematic și conștient. Și dacă vrem să mergem cumva la originea cuvântului disciplină, s-ar putea și originea cuvântului disciplină, etimologia lui, dacă vrei, sau din punct de vedere istoric, s-ar putea să înțelegem mai bine, să ne liniștim puțin cu privire la cuvântul disciplină. De exemplu, în Imperiul Roman, soldații aveau zeița lor. Zeița lor avea numele disciplina. Virtuțile zeiței erau trei și aceste trei virtuți puse acolo, de fapt, o descriau. Cuvântul disciplina sau zeița disciplina avea trei virtuți. Frugalitas, severitas și fidelis. Dacă este să luăm numai aceste trei cuvinte, deja imaginea despre ceea ce ar trebui să însemne disciplina se mai liniștește, se mai limpezește. Pentru că frugalitas are de-a face cu simplitatea, cu înfrânarea, cu cumpătarea. Severitas are de-a face cu fermitatea, cu determinarea, cu focalizarea pe ceva. Iar fidelis are de-a face cu respectul față de autoritate, fidelitate, loialitate. Și atunci când vorbim de disciplină, cuvântul disciplină, conceptul de disciplină, are de-a face cu dezvoltarea cumpătării, a focalizării și a loialității, a respectului față de autoritate. Așadar, cum facem disciplină? Cum începem? De când ar trebui să începem? Și prin ce fel de practici? Poate pentru a da o aplicabilitate vieții de zi cu zi la această întrebare care ai pus-o, aș începe prin a defini ce înseamnă copilul disciplinat. Uh-huh. Copilul disciplinat nu este nici de cum acel copil care întotdeauna va avea un comportament ireproșabil. Dacă acțiunile părinților ar fi focalizate spre a îl determina pe copil să aibă un comportament ireproșabil în orice situație, asta ar afecta sănătatea emoțională și socială a copilului.
Pentru, deci din perspectiva mea și din ceea ce am experimentat ca și mamă, ca și cadru didactic, cred că fiecare familie își dorește un copil disciplinat. Și atunci aș vrea să caracterizez un pic familia care ar putea să crească un astfel de copil disciplinat. Și cred că una din trăsăturile cele mai importante este climatul pe care îl asigură familia. Un climat securizant, favorabil creșterii frumoase și armonioase pe toate palierele de dezvoltare, emoțională, socială, fizică, spirituală, pe toate palierele, dacă o familie este așezată și este o familie bună din acest punct de vedere, copilul are toate șansele să fie acel copil pe care noi ne-l dorim, disciplinat. Poate că o altă trăsătură la care m-aș referi ar fi consecvența în disciplinare. Se știe foarte bine și în pedagogie se știe că cheia disciplinei este consecvența. În momentul în care, ca părinte, ești consecvent în măsurile pe care le aplici, măsurile disciplinare, ai toate șansele copilul să te asculte, copilul să poată să colaboreze cu tine și asta în prezența unei legături strânse cu familia, legături strânse cu mama, cu tata, cu frățiorii. A fi consecvent creează cadrul necesar. În momentul în care un părinte astăzi emite o consecință în urma unei reguli încălcate și astăzi copilul suportă consecința în urma comportamentului lui inadecvat, ca mâine, același părinte, la aceeași regulă încălcată, nu mai aplică nicio măsură. Copilul este derutat și este confuz. Și eu singur, ca părinte, mă autosabotez. Și întrebarea cu care m-a lăsat acest aspect ar fi, care este greutatea cuvântului meu, dacă eu nu sunt în stare să respect ceea ce am emis? Poate o altă trăsătură, la ședințele de consiliere pe care le fac eu cu părinții, parcă niciodată nu este prea mult să vorbesc despre măsurile pe care le aplică copiilor din familie. Cuvântul Domnului ne spune că în nicio casă să nu existe două feluri de măsuri, două feluri de greutăți, una mare și una mică. Că această nedreptate, deci cine face această nedreptate, și aici cade, cred că, accentul cel mai puternic, cine face o astfel de nedreptate este o urăciune înaintea Domnului. Și lovindu-mă de aspectul ăsta, mi-am dat seama că, într-adevăr, să aplici aceeași măsură copiilor este, în primul rând, pentru sănătatea lor emoțională. Dacă unui frățior care este mai mic îi aplici la aceeași regulă încălcată o mică parte din consecință sau poate chiar deloc, și copilului mare, care are acest dezavantaj între ghilimele de rigoare că e mai mare, suportă poate și dublu față de ce trebuia, ce poate să nască în sufletul acestui copil decât frustrare, poate când ajunge la anii mai mari, dispreț față de părintele care nu poate să aplice aceeași măsură, și violență. Poate că ar fi demn de remarcat un lucru, și anume, cum trasăm reguli de disciplinare într-o familie? Este foarte important. În primul rând, regulile într-o familie trebuie să fie puține, trebuie să fie clar înțelese de copii și acceptate de copii. Și m-aș duce un pas mai departe în a spune că e benefic să fie instituite aceste reguli și formulate aceste reguli cu ajutorul copiilor. În momentul în care copilul contribuie la enunțarea unei reguli în familie, sunt mari șanse ca el, care a contribuit la stabilirea acestei reguli, să asculte. Este importanța pe care el o are în familie, da? Și deja creăm premiza ascultării. Este, cum să spun, regulile într-o familie sunt clare, ele trebuie urmărite și formulate în termeni clari, și eu aș spune chiar în termeni pozitivi, e foarte important. Adică regula în casă să fie, trebuie să înveți, să te pregătești pentru școală, la copilul mai mare, la copilul mai mic, adunăm jucăriile după ce te plictisești de ele. Nu ne lăsăm jucăriile împrăștiate în toată casa. E momentul în care venim cu partea pozitivă, da? Există niște consecințe în urma nerespectărilor, dar vreau să spun aici un lucru important, și mă refer la rei.
A disciplina nu înseamnă a vedea doar și sau a stabili doar consecințele în urma neaplicării acelei reguli, ci de ce nu? Fiecare regulă are și consecințe pozitive. Ce se întâmplă dacă... Ce se întâmplă dacă și copilul trebuie să beneficieze de consecințele pozitive ale regulei. De exemplu, copilul trebuie să își facă temurile, da, să-și facă temele. Și după aceea poate să facă celelalte activități care îi plac lui. Temele sunt primordiale. După ce mănâncă, se dezechipiază, își face copilul temele. Este foarte important să vadă copilul care sunt consecințele pozitive. Ei, în momentul în care tu ți-ai făcut temele, uite-te, ai timp de joacă, ai timp de prieten, poate de o vizită, să nu primeze cele negative. Fii atent dacă nu asculți regula asta, ai încurcată zero mass media, zero asta, zero asta. Pentru că în modul în care noi transmitem regula de disciplinare și modul în care o aplicăm, dă toate șansele copilului să le respecte. Și nu trebuie să fie, eu zic așa, pentru că și am avut copii și am copii la diferențe mari de vârstă, nu am avut reguli diferite. Și am ținut să nu existe două măsuri diferite, am ținut să aplic cu consecvență regula și asta nu a lăsat să fie demersul nostru educativ în privința disciplinării copilului, nu a fost sinuos. A fost cumva a curs. Poate că nu toate familiile așa, poate a contat în dreptul meu că am avut bagaj pedagogic și am știut poate cum să abordez copiii. Dar mă gândesc că nu ar trebui să fie deci consecințe diferite. Un copil disciplinat, practic, da, trăiește într-un climat sănătos, da, așa, are parte de consecvență, exact, în aplicarea măsurilor, exact, și aceeași măsură pentru, exact, toți copiii. Exact. Și aș mai dori să nuanțez aici un lucru, și anume să tratăm comportamentul inadecvat ca pe o oportunitate de învățare. Să nu vedem partea negativă, să vedem, cum zicea Rei, partea pozitivă a lucrurilor. Măi, nu ai ascultat, te-ai dus cu tema nefăcută, ți s-a întâmplat ceva, hai să vedem care e oportunitatea de învățare. Oportunitatea de învățare nu se va mai repeta a doua oară. Vei fi mai liniștit, vei putea să te joci cu copiii, zic așa, la vârste mici, da? E oportunitate în care copilul învață din consecințele naturale care se ivesc din încălcarea regulii. Dacă nu intervin consecințele naturale și scapă neobservat de profesor, intervine consecința logică aplicată de părinte. Uite, nu te-ai dus, nu ți-ai făcut tema, nu așa. Nu ai voie. Nu ai voie asta, dar consecințele, întotdeauna spus părinților, întotdeauna o regulă când o stabilim în familie, să nu o stabilim în miezul unei probleme acute, în miezul unui conflict. De ce? În momentul în care enunți o consecință, când ești nervos ca părinte și când copilul este și el agitat și nu va putea să primească nimic de la părinte, cum vede copilul părintele? Îl vede ca pe un căpcăun. Îl vede și fizic, nu-l avantajează lucrurile acestea pe părinte, este mai mare, este impunător față de părinte și atunci copilul percepe disciplinarea ca pe o răzbunare pe care părintele și-o permite. E mai mare, e într-o poziție de autoritate, e tata meu, el își permite să-mi dea peste gură, el își permite să așa, și copilul intră în defensivă. El nu va asculta metoda, nu va înțelege pentru ce, care este necesitatea aplicării regulii, dar nu înțelege utilitatea regulii și atunci tendința lui este să o încalce. Și mai ales dacă vede că pentru o regulă încălcată astăzi suportă o consecință, mâine nu mai suportă, pui mâine, s-ar putea să se și uite regula asta, copilul profită de orice. Și poate un alt argument la a nu stabili consecințele la nervi, tendința asta noastră de a da probabil o consecință mult prea grea, așa e, raportat la, exact, faptul, exact, în sine. Și eu mă recunosc în minusul ăsta, chiar am emis o astfel de sancțiune când la o regulă încălcată, deci m-am lăsat dusă de supărare și am zis o săptămână, nu. Și ce ați făcut? Ați revenit asupra deciziei? Nu știam cum să fac. E bine să revii asupra deciziei? Deci, pedagogic nu e bine. Odată, deci,
având în vedere consecvența pe care trebuie să o ai. Trebuie să strângi din dinți și să-ți fie și ție învățătură de minte ca altă dată, dar pentru mine a fost și de atunci am fost foarte precaută să nu mai să nu pedepsesc la mânie, asta este foarte important, sau să nu disciplinez la mânie. Da, în cazul în care mai există și varianta de a reveni, până la urmă, din punct de vedere pedagogic ai zis, nu-i bine. Da. Dar din punct de vedere al unui părinte, o revenire cu recunoașterea slăbiciunii tale, da, eu cred că este benefică. Așa exact. Este. Așa este, pentru că copilul ar fi derutant pentru copil să lăsăm impresia că suntem perfecți. Perfect, pentru că niciodată nu vom fi perfecți. Și copiii, se zice că și sunt părinți care tind să îi ocrotească pe copii de situațiile stresante din familie și de problemele care apar în familie. La noi, de exemplu, s-a practicat foarte mult în momentul în care aveam dificultăți de un fel sau altul, să prindem rugăciune și copiii noștri, și ei au văzut răspunsurile la rugăciuni și răspunsuri atât de specifice, cumva te înfioreau cât sunt de specifice, pentru că copiii s-au rugat și s-au simțit părtași la dinamica familiei, la necazul familiei, și așa am putut să facem apoi față tragediei care ne-a lovit mai târziu când copiii au fost adolescenți. A fost un lucru benefic să nu îl ții pe copil într-o bulă din aceea în care să fie ocrotit de tot. Situațiile stresante îl vor învăța pe copil la rândul lui să gestioneze astfel de... Noi trasăm un model prin tot ceea ce facem și lăsăm un bagaj, un model pe care copiii vor urma. Deci disciplinarea, da, are de-a face cu un set de practici făcute pe o perioadă lungă de timp, cu consecvență. Și aceste practici nu vizează doar sancționarea comportamentelor negative, ci și încurajarea comportamentelor pozitive. De când începem? Cum facem disciplinare în intervalul 0-3 ani, de exemplu? Mm-hmm. Sau putem vorbi de disciplinare în etapa aceasta de vârstă? Cred că se poate vorbi de disciplinare dacă există mici reguli. Mici reguli acolo la nivelul micuț a copiilor. Eu, de exemplu, lucrez cu grupă mică. Anul acesta a debutat grupa mică. Regulile pe care le am eu sunt atât de simple și vizează, bineînțeles, contextul educațional. Dar mă întorc la familie și mă gândesc ce regulile putea să dai un astfel de copil. Poate mici sarcini, mai degrabă mici sarcini. Când știe să strângă jucăriile sau să plictisi cu un lucru sau să o asculte pe mama sau, de exemplu, am văzut nerăbdarea copiilor când mama este angrenată într-o convorbire cu o altă persoană. Atunci copilul trage de mama, o sâcâie, o tulbură, nu poate mama să... Așa, și este o metodă atât de simplă și atât de drăguță de a-ți învăța copilul, de a-l disciplina în acest sens. Și anume, copilul pune mâna pe brațul mamei, mama pune mâna pe mânuța copilului și în felul acesta îi transmite mesajul: mă voi ocupa de tine imediat după ce termin discuția. Și atunci mâna mamei peste mâna copilului îi dă și siguranța că va fi luat în seamă, dar copilul trebuie să învețe răbdarea, trebuie să învețe. Deci lucrurile astea sunt de, cum ziceai, de bătaie lungă. Am observat că chiar funcționează. Da. Acum că o mai și crescut un pic, da, și are tendința să vină să întrerupă, îi pun ușor mâna pe cap, da, și văd că se liniștește, exact, și înțelege că nu-i momentul potrivit și trebuie așa să-și este exerseze răbdarea. Așa este. Și dacă nu se liniștește, pui mâna pe gură. Asta trebuie să o exersez și după aceea nu mai știu ce trebuie făcut. Am uitat de când mi-au fost așa de mici. Ce face mai departe în etapa următoare de dezvoltare? În grupa mică, grupa mijlocie... Pe măsură ce mare, copiii cresc, așa, regulile se rafinează. Și vreau să spun un lucru, că orice regulă pe care o stabilim, fie la nivel de familie, fie la nivel de context educațional, fiecare regulă vizează, practic, atingerea unui obiectiv. Adică, de exemplu, la copil preșcolar, da?
regula în casă este, așa cum ziceam, o regulă simplă, strângem jucăriile după ce te joci. Asta este regula. Da? Care este obiectivul meu în urma căreia am stabilit această regulă? Obiectivul meu este să-l fac pe copil responsabil față de viață. Mama nu este slujnica copilului, da? Mama trebuie să fie, să aibă și timpul ei și este normal să aibă și timpul ei și copilul trebuie responsabilizat de la o vârstă mică. Ei, copilul mare, da? Ce obiectiv îmi propun eu? Că practic întâi mă gândesc la obiectiv și apoi mă gândesc la regulă. Îmi propun ca obiectiv pe copilul mai mare să-l responsabilizez față de sarcinile școlare. Și așa cum spuneam, regula în urma acestui obiectiv. Deci eu vreau să-l fac responsabil pe copil, asta este obiectivul meu, și atunci îmi formulez regula, îți faci temele și apoi ai parte de activități plăcute. Ei, în urma acestor reguli, bineînțeles că nerespectarea lor, așa cum am zis, aduce după sine niște consecințe. Consecințe neplăcute, da? Așa, care le stabilim împreună cu copilul, e foarte important, da? Și copilul să fie părtaș la așa ceva, da? Sau, așa cum am zis, și poate pe același palier, să fie consecințele acestea pozitive. Ce se întâmplă dacă tu îți faci temele? Ce se întâmplă dacă? Consecințele acestea pozitive sunt la fel ca recompensele? Adică ar trebui recompensat fiecare comportament bun și pozitiv al copilului? Da, uneori părinții fac greșeala ca pentru orice comportament adecvat, adică o regulă respectată, să supradimensioneze un pic răsplata. Și atunci se întâmplă un fenomen. În momentul în care, după fiecare comportament bun, l-ai răsplătit, întărirea asta care se face ajunge copilul să bagatelizeze acea răsplată, să se demonetizeze răsplata aceasta. Deci eu spun să fie făcută recompensarea periodic, să fie cum să spun, să nu se presupună că urmează să fiu recompensat. Adică la latitudinea părintelui. Deci noi nu urmărim să facem așa că și la cățelul lui Pavlov să naștem o reacție, o condiționare, da? Ai făcut un lucru bun, pac, urmează răsplata. Copilul, la un moment dat, scopul disciplinei, că poate aici trebuia să fiu mai clară, scopul disciplinei este autodisciplina. Deci să ajungă asta, să înțeleagă principiul, exact, ca să le aplice de la... Exact, pentru că noi, de fapt ce este autodisciplina? Noi nu putem la nesfârșit să corectăm același comportament inadecvat. Noi sperăm și acolo tindem în capacitatea copilului de a-și autoregla comportamentul astfel încât să fie adecvat în orice moment. Și lucrul acesta este un proces, să zic, de o viață, în care copilul și noi încă ne disciplinăm, cum ziceai, de disciplinele sportive, încă ne disciplinăm și lucrul acesta cere un efort. Nu este întotdeauna plăcut, dar poate cu un pic de înțelegere. Că ați menționat aici de sport, mi-a venit în minte declarația lui Usain Bolt, campion la viteză, și zicea, mă antrenez și sunt disciplinat timp de 4 ani ca să alerg 9 secunde odată la 4 ani. Și chiar aici mă gândesc, recompensa a venit după ce a fost disciplinat și consecvent în toți cei 4 ani. Într-adevăr, și-a primit recompensa, dar mi se pare o comparație bună. Și cred că avem și un suport biblic la ceea ce ziceai, Cleo, cu micile constrângeri care nu sunt foarte fericite la un moment dat, dar pe termen lung este ceva. Este textul din Plângeri 3:27. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să fie constrâns, să aibă niște limitări. Și asta e disciplină până la urmă. Pentru că disciplina nu este pedeapsă, cum ai zis foarte bine, sau nu este doar. Pedeapsa este poate o porțiune din disciplină. Exact. Și atunci o constrângere, un jug, niște reguli, până la urmă că regulile sunt un fel de jug. Asta e voie să faci, aia nu e voie să faci, asta ar trebui să faci. Și atunci tu ai vrea să faci ce vrei, dar ești înjugat la respectarea unele reguli și se pare că pe termen lung Scriptura chiar confirmă tot ceea ce zici. Da. Așa că pe măsură ce trecem prin toate etapele de dezvoltare ale copilului, e nevoie să ne adaptăm regulile, da, având ca obiectiv autodisciplinarea. Exact, exact. Și în permanentă comuniune și comunicare cu copilul. Deci nu în absența lui,
Noi nu vrem să fim niște despoți, niște oameni care doar dictează și ei trebuie să asculte. Pentru că ei, fiind respectați în familie, se vor aștepta ca și ceilalți să îi respecte. Și este bine să-și cunoască poziția lor în societate, de oameni care respectă și oameni care sunt respectați. Și e foarte important să dezvolte un comportament asertiv copiii pe măsură ce cresc, să poată să spună nu când ceilalți spun da. Zic că toate lucrurile astea pornesc din familie. Și dacă în familie părinții sunt un model, da? Sau poate mai dur spus, vrei, nu vrei, ești un model. Vrei, nu vrei, ești un model. Bun sau rău, dar da, ești un model. Ești un model și în atâtea cazuri s-au observat că acei copii care provin din familii abuzive, chiar dacă detestă și au detestat și au urât comportamentul părinților, s-au pomenit în aceeași ipostază de a repeta aceleași greșeli a părinților care au fost urâte și care au fost disprețuite, pentru că impactul modelului a fost deosebit de puternic și a lăsat așa, parcă în carne vie scris acel model. Ar fi totuși situații în care regulile ar fi mai bine să fie impuse sau comunicate direct copilului, fără o consultare sau fără neapărat să se ajungă la un numitor comun la nivel de familie și de consiliu al familiei, ci părinții să stabilească cel puțin pentru o anumită perioadă de timp sau cel puțin provizoriu până observă o îmbunătățire a comportamentului copilului, uite, noi să traseze regula fără să se consulte cu copilul. Nu știu dacă ar fi atât de benefic, Rei, cum... Nu, cred că iarăși ține de vârstă. Adică când stabilești o regulă împreună cu copiii, ei deja trebuie să aibă oarecare creștere, discernământ. Exact, exact. De-aia cred că la o vârstă mai, la copilăria foarte timpurie, regula este regulă, exact. Vrei să fie ordine în cameră, va fi ordine în cameră pentru că e regula. Nu ai ce explicații mari să-i dai, de ce trebuie să fie ordine? Nu pot dormi fără ordine? Bineînțeles că pot, nu prea argumente. Cum ziceai, obiectivul determină regula, vreau să-l învăț asta, asta e regula. Iar pe măsură ce copiii cresc, cred că atunci intervine rearanjarea regulilor, mărirea limitelor și atunci discuția cu ei poate să stabilească și să le dea acea proprietate asupra regulii și o mai mare inclinație. Apropo sau de putere de curățenia în cameră, am observat cu cel mai mic, începând de la 3-4 ani, se juca mult mai bine în cameră când era curat. Și argumentul suprem a devenit ăsta, e și ție îți place când e curat în cameră. Și atunci aș vrea să zic că am fost consecvenți în aplicarea măsurilor. O să spui că nu te aude nimeni. Da, rămâne între noi. Dar a fost unul dintre argumentele pe care le-am folosit, e și ție îți place, hai, te rog, participă la activitatea asta. Și până la urmă și-a dat seama, uite, am și eu un beneficiu de aici. Chiar dacă era mai mititel, dar în timp s-a cultivat și ideea asta în el. Noi, de exemplu, am făcut la nivel de familie un lucru care mi s-a părut deosebit de bun și am profitat de această metodă oarecum de disciplinare sau de responsabilizare a copilului printr-un tabel de responsabilități pe care copiilor le-am dat de când au fost mici și n-au știut citi. Adică am făcut un omuleț care își făcea patul, un omuleț care strângea jucăriile, un omuleț care... și aveam câteva doar. La finalul serii bifam fiecare rubrică, dar o făceam cu consecvență, chiar dacă uneori poate am fi vrut să trecem peste. Dar eram foarte consecvenți și după bifarea mai multor căsuțe, ei primeau o mică recompensă care s-ar traduce astăzi poate, nu știu, un leuț, doi leuți, nu era ceva foarte prețios. Dar faptul că eram consecvenți și copiii își respectau, se uitau în tabel, oare ce mai au de făcut? Hainele și le-au aranjat, dar ceea ce trebuia să respecte era să nu le amintim noi. Ei să vadă ce trebuie să facă în tabel. Și tabelul acela a existat de când au fost copiii noștri mici până au plecat la casele lor. De ce zic lucrul ăsta? Și îi spuneam și Dorei, pe parcursul vremii, trecerii vremii, lucrurile s-au rafinat, da? Adică au crescut în
gradualitate în dificultate, responsabilitate și de la a-și face patul o trebuit să plătească facturile când o cresc cu băieții mai mari, să ducă gunoiul, să spele vasele la prânz și cred că lucru care s-a obținut și nu numai noi ca familie și poate alte familii care au implementat modalitatea asta de responsabilizare a fost că atunci când au devenit tătici, zic la băieții mei, cam și băieți și fete, nu li s-a părut o uimire să fie implicați în familie, să facă lucruri care poate în alte familii doar femeile fac, da? Să facă o mâncare sau să ducă gunoiul, să schimbă scutece și alte lucruri. Deci i-a responsabilizat foarte bine, deci și pe băieți și pe fete și bineînțeles că de aici porneau multe negocieri. Haide, fă-mi tu astăzi mie treaba, că știi că ți-am făcut tot. Când mi-ai făcut tu mie? Nu-ți aduci aminte. Până la urmă își dezvolt abilități de viață. Exact. Astea sunt beneficiile de a avea mai mulți copii. Cum? Beneficiile de a avea frați. Exact, exact, așa este. Mulțumim frumos. Da. Scopul disciplinei și a disciplinării este autodisciplina și cu adevărul ăsta mare am vrea să rămânem după discuția noastră. Vom continua data viitoare cu și mai multe detalii și lucruri ce țin de procesul acesta al disciplinării la care suntem chemați cu toții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând!